Nu sunteți primul care ați deschis, da? Hai, Pertu, Pertu, ok. Tu ai fost cel care a deschis acest frumos eveniment. Și mă bucur. Noi tot ne bucurăm. Vreau să vă întreb, care este o întrebare pe care noi ca jurnaliști nu trebuie să o dăm niciodată unui artist? Cunosc un pic despre stilul tău de întrebări. Cred că, și am să o spun fără modestie, niciodată să nu întrebe artistul ce planuri de viitoare are. Asta e un mare deranj. Eu, Lux, cum am emoții pentru că domnul îl cunoaște. Care sunt planurile noastre pentru continuarea acestei serii? Nu e un secret. Eu am o relație frumoasă cu Nona și o apreciez și întreaga ei familie. Chiar astăzi sunt să susțin acest eveniment. Pentru că numai așa poate să apară în țară la noi un proiect, cel puțin de o calitate mai... Noi luptăm tot pentru a ajunge la o calitate mai înaltă. Astăzi sunt cel care vreau să susțin pe Nona până la capăt. Dacă m-am băgat în această horă, nu contează că cânt primul sau tot ce se înceară, eu sunt omul că dacă încerc să susțin sau să ajut un anumită situație, o duc până la capăt. Cumva? Da, așa, poți. Asta, da, de fapt, întrebarea mea a fost ce se întâmplă după ce se termină evenimentul, dacă aveți un plan concret. Mă așteaptă cât mai repede acasă, la Micu și iubita mea soție. Care îi dedicați acest premiu? Nu. Puteți să-l ridicați mai sus? Dumneavoastră vă-l dedicați. Nu, asta mi-a dedicat mie, cred că pentru munca și chinurile și vai de capul meu tot ce am făcut în ultimul an, dar eu le dedic lor ceva mult mai personal și mai mult. Dragostea mea, atenția mea și tot ce pot eu să... Aveți o energie foarte plăcută. Vă dă prost. Poate vă? Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Ok, așa? Aha. Ok, dar să nu mă întorc, așa că eu m-am întors cu spatele, așa? Și noi am întors așa făcut.